Sute de copii din cadrul școlii gimnaziale Ștefan cel Mare din Alexandria s-au implicat în realizarea acestui eveniment, fiecare contribuind cu ce a putut. Astfel, spectacolul a inclus un program artistic susținut de elevii școlii pregătiți de cadrele didactice din unitate, dar și un târg de Crăciun, unde au fost puse la vânzare începând de la prăjituri preparate în casă până la felicitări și decorațiuni de Crăciun realizate manual. De asemenea, tot elevii au oferit contra cost servicii de pictură pe față. Facem o donație pentru un copil de la noi din școală, pe nume Alexandru, și are multiple probleme de sănătate. De sănătate, noi mergem în rinichi, mai multe probleme. Da. Și facem un spectacol. Un eveniment caritabil. Da, vindem aici prăjituri. Fiecare om ia tot ce dorește și dorește cât dorește inima lui. Îl voi face Spider-Man pe acest băiețel, care are pânză de pe ea pe față. Ideea organizării evenimentului a aparținut Consiliului Școlar al Elevilor Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare. Inițiativa a fost de a ajuta un copil elev al școlii noastre cu probleme grave de sănătate. De la această idee a pornit spectacolul, l-am organizat. Astfel, toți banii colectați din vânzarea biletelor la spectacol, a prăjiturilor și a obiectelor expuse în târg, dar și cei din donațiile celor prezenți, vor ajunge la Alexandru, colegul lor cu probleme de sănătate.